Bună seara, stimați telespectatori. A mai trecut o săptămână, iarna, cel puțin astăzi, în mod sigur, se sfârșește. Cu toate că, când e vorba de anotimp, totul e probabil. Nu avem nicio certitudine. Mai zboară niște super reactoare cu nu știu câți maci pe viteză, mai pică o falie, să spunem, o bucată imensă din sfera glaciară de nord sau de sud și apare un iceberg imens, sau cine știe ce, un cutremur, și atunci circuitul natural sau circuitul natură al apei, al curenților, totul se dereglează, se strică. Cu mâna noastră ne-o facem, stimați telespectatori. Noi oamenii ne facem rău nouă. Astăzi, în prag de poate cea mai mare sărbătoare a creștinismului, l-am invitat pe distinsul, pe preacucernicul părinte Mircea Stolero, paroh al Bisericii Adormirea Maicii Domnului și cuvioasa Teodora de la Sihla, cartierul Galata, un preot cu un har de excepție, după părerea mea, și de o cultură care de multe ori, când vorbește dumnealui, chiar dacă ai ceva de spus, trebuie să taci, ca să nu te faci de râs de altfel. Mi-am asumat acest risc, o spun de la început. Bineînțeles că eu, fiind moderator, oricum am obligația să las pe domnia sa să vorbească mai mult. Și în ajung de Paște, sau în preajma sărbătorii pascale, mai corect, o să vorbim de sărbătoarea Paștelui. Preacucernice părinte, nu vreau să vă încurc, dar unii spun Paște, alții spun Paști. Și să vă spun sincer, nici eu nu știu cum e corect. Cred că până la urmă, nu ca să vă iau înainte, cred că amândouă formele sunt corecte. Preacucernice părinte, aveți cuvântul cu vocea dumneavoastră inconfundabilă. Vă mulțumesc pentru prezentarea frumoasă. Vă mărturisesc că cuvintele deosebit de frumoase le primesc, dar le ingerez cu o oarecare, aș spune, greutate, pentru că întotdeauna încercăm să fim în sufletul nostru, în ceea ce este forul interior al fiecăruia, să fim la valoarea noastră. Și atunci când ai despre tine o părere prea bună, s-ar părea că nu se potrivește. Nu e bine. Și atunci prefer... Dar prefer... e părerea din afara dumneavoastră, despre dumneavoastră. E firesc. Este firesc. Și trec în latura cealaltă. Nu mă pricep prea mult, dar în privința dumneavoastră spun că 100% nu m-am înșelat. Sunteți generos. Eu vă mulțumesc. Sigur că mi-ați pus o întrebare și ar trebui să vă spun. Ați spus că amândouă variantele sunt bune. Într-adevăr, dicționarul spune că amândouă variantele ar fi bune. Da. Trebuie să facem niște precizări mai întâi. Cuvântul acesta, Paști, vine de la ebraicul Pesach. Pesach, care înseamnă trecere și care are legătură cu trecerea prin Marea Roșie, eliberarea sau dezrobirea de sub robia egipteană. Și iată această trecere și această eliberare ca idee are asemănare cu ceea ce este sărbătoarea Paștelui. Noi, când sărbătorim Paștele creștin, este fără nicio legătură cu această trecere a evreilor prin Marea Roșie, cu dezrobirea
ci este în legătură, așa cum știm, cu persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Iar din acest punct de vedere, trebuie să știm că venirea lui Iisus Hristos în lume a fost considerat evenimentul cel mai important din toată istoria omenirii. Importanța sărbătorii despre care dumneavoastră a spus că este una cu totul deosebită, fără îndoială, așa este. Cuvântul, revenind la cuvânt, cuvântul acesta, Paști, în biserică noi îl preferăm la această, cu această formă de Paști. Sigur că este oarecum nepotrivit atunci când cineva face urări să spui că îți doresc un Paști. Aici, de fapt, este vorba despre o discordanță. Un, folosit la singular, și Paști, folosit la plural. A apărut din forma creștină Paști, pe care noi o folosim și pe care o preferăm în biserică, a apărut și forma singularului, Paște. Acum, sigur că din acest punct de vedere, vedeți, și este oarecare o mică, așa, ceva ce te face să zâmbești. Paște fericit, care te trimite la apaște, nu? De la păscut. Dar când suntem totuși, aș spune, foarte serioși, sigur că luăm această formă, că și dacă s-ar spune la singular, Paști, Paști, Paște, așa cum este în dicționar arătat, că amândouă formele ar fi corecte. În biserică, însă, spuneam, preferăm cuvântul Paști, forma aceasta de plural. Și de aceea noi acesta îl și folosim și mereu, mereu vorbim în felul acesta. Când auzim formele acestea folosite în lume, n-aș putea să spun că sunt deranjat, dar este vorba de o preferință. Dacă acest lucru vă mulțumește, desigur că îl puteți folosi în continuare și dumneavoastră. Iată. Deci este o... La urma urmei, cred că amândouă formele sunt corecte, așa cred eu. Dar totuși ați vorbit de acel dezacord. Pe o parte am singularul, pe cealaltă parte am pluralul și atunci lucrurile... Și atunci lucrurile se rezolvă în felul acesta. Vă urăm ca zilele Paștelui sau Paștilor, zilele Paștilor. Și atunci, sigur că se rezolvă acest fapt. Părinte, Paștele, Paști, este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Este. Am spus adineori că venirea Mântuitorului în lume a însemnat cel mai important moment din istoria Universului, venirea Lui. Sfântul Apostol Pavel însă face o precizare. Dacă înviere n-ar fi fost, zadarnică ar fi fost și propovăduirea noastră și credința voastră. De ce? Pentru că de învierea lui Hristos se leagă de fapt o mare confirmare. Hristos înviind a arătat că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a arătat că este Dumnezeu stăpânitorul morții, al vieții, este deasupra. El nu poate fi cuprins nici de moarte și de nimic. Și atunci, iată, din acest punct de vedere, când gândim la această sărbătoare care de fapt dă concretețe creștinismului. În fond, Sfântul Apostol Pavel, când spune zadarnică ar fi toată propovăduirea noastră și zadarnică ar fi și toată credința. Deci, dacă ar fi această zădărnicie,
nimic nu ar avea rost. Ori atunci când, iată, se împlinește, atunci când totul capătă miez, când capătă, aș spune, forță și, de ce să nu spunem, lumină, și când vorbim, dumneavoastră ați vorbit adineauri despre lumină, când, nu, când capătă totul lumină, totul izvorăște din Hristos. Totul este sub această aură a divinității. Și în felul acesta, cu adevărat, Paștele este una dintre cele mai mari sărbători și poate fi numită cea mai mare, pentru că dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, s-a născut Iisus, bun, s-a născut, bun, dar dacă El n-ar fi dat lumii această, nu, n-a fost un experiment, dar dacă n-ar fi dat lumii această probă de a trece prin moarte și de a învia, să se arate ca Domn al vieții și Domn al morții, atunci sigur că lucrurile, poate că pentru noi ar fi fost de discutat, ar fi fost de reproșat. Ori iată, în felul acesta, Hristos este Domn al vieții, Domn al morții. Pe lângă partea pur religioasă, de simbolistică a acestei sărbători, și nu numai ea, toate aceste sărbători care au devenit, practic, pe lângă credință și o tradiție îmbrăcate cu tot soiul de obiceiuri. E adevărat că în ultima vreme parcă mi se pare mie mai mult tradițiile sunt respectate decât esența acestei sărbători reieșite din Biblie și din toată învățătura ortodoxă. Dar are și o parte bună. Pentru că ele fiind îmbinate, până la urmă, cel care e materialist își rezolvă problema materială, dar nu în vremurile astea, că costurile sunt cam mari, da? În fine, cu ce are fiecare acolo. Și de partea cealaltă, cel care presupun că are, își satisface mai mult partea de suflet, falta de moralitate. Cu ce zice, Părinte, trăim într-o lume care e puțin întoarsă. Să spunem, cum se spune la români, la noi, e cam cu fundul în sus. Ce-i normal a devenit anormal și ce ar fi normal e anormal și invers, anormal e normal. Ce se întâmplă totuși, pentru că omul, eu îl scriu cu litere mare, o mare, mă mare. Este esența existenței pe pământ. Acest om, pe măsură ce a produs mai mult, a generat o ruptură între cei care au și care, culmea, vor să aibă și mai mult, și între cei care n-au, și vor și ei să aibă ceva, dar n-au putința de a-și lua contribuția lor prin muncă, care este imensă, să-și o ia sau să-și împartă în mod cât de cât corect, plus acea plus valoare, acea surplus pe care îl creează prin muncă. Lăsăm la o parte că munca este izvorul bunăstării, izvorul a tot ce este. Fără muncă, omul nu s-ar fi perfecționat, n-ar fi devenit ceea ce este, adică, de fapt, un creator de-a lungul timpului, pentru că el a avut niște necesități, pe lângă cea spirituală, fără niciun fel de discuție, pe care mulți o recunosc atunci când recunoașterea aproape că nu mai ajută, dar asta este ce să facem, asta e natura umană, ci dacă n-ar fi existat ei, puteai să ai toate calculatoarele din lume, te uiți la ele dacă n-ai omul care să le știe să le repare, să le manipuleze, să le folosească, să le facă ce vrea cu el. Și totuși, această noțiune de om a cam dispărut. Vorbeam mai înainte de tradiții. După părerea mea, tradițiile fac parte din chintesența unui popor.
fără aceste care de fapt unesc acest popor. Pentru că un popor neunit prin ceva ce devine o populație care nu are niciun Dumnezeu, ca să spunem așa. De fapt, aceste tradiții despre care vorbiți dumneavoastră s-ar putea numi ca niște elemente care, ca niște trăsături specifice fiecărui popor. Exact. Noi avem tradițiile noastre românești. Sigur că oricum ne mișcăm pe harta lumii, în fiecare țară găsim anumite tradiții. Se mai poate spune și anumite obiceiuri. Sau să-l definim la general, culturi. Culturi, sigur. Ei, sigur că din acest punct de vedere, fiecare popor se individualizează. Există ceva comun. Comunul acesta, aș spune că este Hristos, este Dumnezeu, spre care tindem, spre care suntem chemați. Aș vrea, dacă îmi permiteți, pentru ca să fac o mică introducere a acestei idei, atunci când Dumnezeu a creat universul, când a creat lumea și când a creat omul, a făcut-o din nesfârșită iubire. A fost în cadrul Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, un sfat, sfatul Sfintei Treimi. Și au hotărât ca iubirea să o reverse, să nu o trăiască într-un mod poate egoist, să o reverse. Așa atunci s-a creat universul, s-a creat tot ceea ce ține de univers, soarele, luna, stelele, pământul, marea, apa, și după ce toate condițiile au fost împlinite, a venit și cel despre care dumneavoastră ați scris că se scrie cu majuscule sau că gândiți cu majuscule despre el, omul, a creat Dumnezeu omul. Iar în momentul în care Dumnezeu a creat omul, în intenția sa a fost aceea ca asupra lui și desigur asupra întregului univers să își reverse dragostea. Dacă omul a creat, înseamnă că omul este la Dumnezeu, de fapt. Sigur că da. Sigur, așa este. Așa este. Deci, să-și reverse dragostea asupra omului. Sigur că știm foarte bine cum au decurs evenimentele Adam și Eva puși în rai. Am să vă spun și un fapt interesant, că iată, noi vorbim de rai și vorbim și de împărăția lui Dumnezeu, dar ele nu sunt tot una. Arăta foarte frumos prefericitul Părinte Patriarh că raiul este anticamera împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a fost creată de Dumnezeu din veci ca o răsplătire pentru cel care va trăi după voia lui. Iată, raiul l-a avut ca viețuitor pe Adam și pe Eva. Ei însă, din păcate sau din nefericire, s-au opus voii lui Dumnezeu, au încălcat și atunci au fost alungați. În momentul alungării, tristețea omului l-a cuprins pe Dumnezeu și atunci a făgăduit că va trimite un răscumpărător din greșeală, un mântuitor, care a venit la vremea prorocită în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Doar că venirea sa în lume nu a fost una care să fie așa cum s-ar fi așteptat poate cineva, că vine Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că se naște în palate fără egal. Știm bine, s-a născut într-o iesle, animalele l-au încălzit, Maica Domnului n-avea cu ce să-l învelească și iată, în sărăcie. În felul acesta se naște Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dându-ne nouă pildă de ceea ce adineauri dumneavoastră spuneați, că omul este creator și este creator de bunuri materiale și că ajunge la o aviditate, la o lăcomie,
cred că e cel mai bun lucru spus, la o lăcomie care debordează și care creează, aici este marea problemă, creează această boală a universului. Eu zic că lăcomia este o paranoie. Sigur, sigur că da. Este sigur. O boală. Sigur că da. Adică vezi că poporul tău sau altuia sau un om moare lângă tine pentru că n-a mâncat, iar tu stai cu munții de mâncare, îi dirijezi, așa, și nu te înduri să-i dai omului care moare de foame o lingură de ciorbă, să spunem. Iată, distinse Traian Dobre, că învierea despre care dorim să vorbim în această emisiune și aspectele acestea materiale, în momentul acesta capătă o lumină cu totul deosebită. Învierea, când noi vorbim despre înviere și cântăm Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Iată, când vorbim despre înviere, vorbim despre Hristos care cu moartea pre moarte călcând, cu patimile sale, cu smerenia sa, cu tot ce a avut în sine mai bun, mai blând, mai frumos, mai cald, s-a oferit jertfă de împăcare între omul căzut în păcat și Dumnezeu care trebuia să primească această jertfă. Și iată că în momentul în care faptul acesta se petrece, omenirea nu l-a primit. De altfel, vă propun și o poezie de îndată să o ascultați a lui Vlahuță, Hristos a înviat. Vom vedea și acolo o descriere foarte interesantă acestui moment. Omenirea nu l-a primit cu lauri, l-a primit întâi în staul, apoi l-a răstignit. Însă, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, răstignirea și moartea nu l-au cuprins. A coborât în iad să-i scoată pe toți cei care până în acel moment au trăit cu această nădejde a venirii în Hristos. De aceea icoana învierii totdeauna îl prezintă în ortodoxie pe Hristos coborând la iad. El coboară la iad să-i scoată pe toți cei care au nădăjduit în el și este într-o continuă coborâre spre noi ca să ne ridice pe noi. Și... Părinte, ați vorbit de o poezie a lui Alexandru Vlahuță. O e secretă cumva? Dacă se poate, sigur, da. Vă rog. Și-au tremurat stăpânii lumii la glasul blândului profet și un dușman au văzut în fiul dulgherului din Nazaret. El n-a venit să răzvrătească, nu vrea pieirea nimănui. Desculți pe jos, colindă lumea și mulți hulesc în urma lui și mulți cu pietre îl alungă și râd de el ca de un smintit. Iisus zâmbește tuturor, atotputernic și smerit. El orbilor le dă lumină și muților le dă cuvânt, pe cei infirmi îi întărește, pe morți îi scoală din mormânt și tuturor deopotrivă împarte darul lui ceresc și celor care cred întrânsul și celor ce-l bagiocoresc. Urască-l cei fără de lege, cei pasă lui de ura lor. El a venit să aducă pacea și înfrățirea tuturor. Din toată lumea asupriții în jurul lui s-au grămădit și vijeliile de patim la glasul lui au amuțit. Fiți blânzi cu cei ce vă insultă, iertați pe cei ce vă lovesc, iubiți pe cei ce în contra voastră cu vrăjmășie se pornesc.
cât bine, câtă fericire și câtă dragoste ai adus. Și oamenii, drept răsplătire, pe cruce între tâlhari te-au pus. Au râs și te-au scuipat în față, de spini cu lună ți-au făcut și în deșarta lor trușie stăpâni asupra-ți s-au crezut. Aduceți piatra cea mai mare, mormântul să-i acoperiți, chemați sutașii cei mai ageri și străji de noapte rânduiți. S-au veselit necredincioșii c-au pus luminii stăvilar, ci ea s-a întărit în focul durerilor de la calvar. Și valurile neoprite peste pământ se împânzesc, ducând dreptate și iubire și pace în neamul omenesc. Voi toți ce-ați plâns în întuneric și nimeni nu v-a mângâiat, din lunga voastră îngenunchiere sculați, Hristos a înviat! Bună seara din nou, împreună cu Părintele Mircea Stoleru, paroh al Bisericii Adormirea Maicii Domnului și cu Vioasa Teodora de la Sihla. Continuăm emisiunea dedicată sărbătorilor pascale de ieri și de astăzi. Precucernice Părinte, ați vorbit de rai. V-am ascultat cu toată plăcerea. Oare românii noștri, să simt că trăiesc în rai, acasă, în România, de pleacă, pămeleaguri, pribege? Pe un picior de plai. Pe o gură de rai. Pe o gură de rai. Într-adevăr, piciorul de plai și gura de rai rămân. Și aș spune că pentru cel care a sorbit adânc și și-a umplut inima și pieptul, chiar dacă se vor duce pentru ei oriunde s-ar duce, rămâne o continuă chemare și o rană. Cunosc multe persoane care, făcând acest experiment al plecării, doresc să se întoarcă. Până la urmă, este și o vorbă care cred că are atunci nu numai semnificații, dar aș spune ceva ființial. Sângele, apă nu se face. Dacă aici, la noi, în țară, s-ar crea poate mai multe condiții, poate că ei n-ar pleca. Sunt, din punctul acesta de vedere, foarte mulți care caută ceva mai mult. Și aș spune într-un fel că este firesc, pentru că românii noștri, cei care au plecat, mulți dintre ei au avut realizări excepționale. Oameni deosebiți, oameni cu multă recunoaștere în locul în care ei își desfășoară activitatea. În pofida acestui fapt, dorul, ce frumos vorbea despre dor, dar ce ai acolo în avion când acea Dan Puric spunea, când o bătrânică a luat și a pus în coșnița ei, pe lângă hainele naționale care le avea ea, ce avea, și un bolovan. Dar ce-i, maică, de ce ai? Ce? L-au întrebat-o, v-am, și ce ai acolo?
Păi un bolovan. Dar de ce? De dor, maică. De dor. Sigur că vă mărturisesc că parcă acum îmi țin cu greu lacrimile. De dor. Acest dor este unul care îl trăiesc ei de acolo. Și de ce să nu spunem că îl trăim noi pentru ei de aici? Și este această plecare o frângere. Și învierea despre care dumneavoastră vorbiți, iată, are menirea de a ne uni. Are menirea de a ne uni în acest moment sărbătoresc, când aici ne întâlnim în familii, dar are și menirea de a ne uni și în suflet și în cuget. Suflet, în rugăciune, în gând, în inimă. Inima aceasta care sângerează de dor, de dragoste, de nespusă dorință de a fi față către față. Sunt lucruri care nu se pot exprima în cuvinte. De altfel, cuvintele mele sunt par seci, fără îndoială, pe lângă nespusa simțire interioară a celui care a plecat și și-a lăsat mama, tata, sau mama care a plecat și și-a lăsat copilul aici ca să se ducă să muncească. Mormintele strămoșilor, sigur. Amintirile care sunt deosebit de scumpe la un moment dat, când începi să retrăiești o parte din viață, dar ca să poți să simți românește, să poți să simți în general un sentiment, trebuie să fii un om educat. Un om care să știi să prețuiești acele lucruri. Și din nefericire, educația în România lasă de dorit extraordinar de mult. Pentru că o turmă este condusă mult mai ușor decât o gloată de intelectuali. Dumneavoastră ați atins un punct foarte delicat și foarte sensibil și dureros. Într-adevăr, educația, dar această educație, vedeți, are, aș spune, și niște nuanțe. Are. Și, iată, vorbim de un om doctor în economie, Traian Dobre, un om cu educație, un om cu o cultură. Este ceva deosebit. Vorbim despre o personalitate. Dar dacă acești oameni, chiar Traian Dobre, acasă n-ar fi avut o mamă care să-i spună: dragul meu, fii cu bună cuvință. Dragul meu, fii cu atenție. Atunci cred că, vedeți, lucrurile acestea, toată educația, nu s-ar spune că mari dictatori ai lumii n-au avut cultură, că n-au avut educație științifică. Nu, au avut și iată, dar n-au avut ceea ce ar fi trebuit să li se sădească în sufletul lor acea dragoste, acea bună cuvință care nu se pot sădi fără Dumnezeu, fără Hristos prezent în inimă, fără înviere. Pentru că, vorbind de înviere, vreau să vă spun, învierea totdeauna nu trebuie privită, vorbim în general, păi sărbătorim învierea Domnului. Mi se pare subțire, ar trebui să spunem, sărbătorim învierea noastră. Pentru că, în fond, mereu și mereu și tot ceea ce se petrece în biserică, spre aceasta ne cheamă. Spre această transformare, spre această schimbare a noastră. Spuneați adineauri că cel lacom se lăcomește și mai mult. Iată, vedeți, bunul gust, bunul simț, când îl vede pe unul care este mai necăjit, nu pot să trec pe lângă el fără să-i dau ceva. Nu pot să trec pe lângă acela. Vecinul meu, știu că n-are ce să mănânce.
îi trimit ceva. Sărbătoarea. Sărbătoarea. Și mă adresez, dacă mi-îngăduiți direct, stimaților telespectatori. Sărbătoarea, înainte de toate, înseamnă întâlnire cu Hristos. Dar această întâlnire cu Hristos nu este una care să se facă așa. Iată, o persoană. Îl vedem pe cum Hristos. Cum ne-am întâlnit noi. Da, da, exact. Nu să, să fie. Hristos nu o să ne apară și să spune, iată, mă vezi acum de Paști. Nu, nu. Să trăiești, să-L simți. Marea întâlnire a omului cu Hristos este atunci când, așa cum însuși Hristos ne spune, întrucât ați făcut unora dintre aceștia prea mici ai mei ceva, mie mi-ați făcut. Și din punctul acesta de vedere este de o profunzime, de o frumusețe și de o forță extraordinară. Întâlnești pe un om necăjit, îl ajuți, de fapt l-ai ajutat pe Hristos. Și ce frumos proverbul românesc spune, când îl ajuți pe sărac, îl împrumuți pe Dumnezeu. Minunat. Și cine nu vrea să-l aibă îndatorat pe Dumnezeu? Vedeți, creștinii vor acest lucru și din acest punct de vedere ei totdeauna se străduie să facă din sărbătoare o întâlnire. Da, ne întâlnim acasă, pregătim o masă fastuoasă, atât dacă se poate, mai ales că acum toate s-au scumpit atât de mult încât omul nu, chiar nu-și poate permite. Făcea cineva o observație că anul trecut carnea de pui era 9 lei, acum este 36 de lei. Este imens. Deci, iată, creșteri de prețuri extraordinare, dar salariile și complet nejustificate, părinte, asta vă spun eu în cunoștință de cauză. Pentru că ce se întâmplă? Devalorizarea leului te face să aduci acasă, să strângi pe produsele respective o masă mai mare. Și e nevoie de acea masă ca să-ți plătești datoriile. Aici este o roată făcută de cei bogați și fără suflet, prin care ei ne împrumută, dar banii ajung tot la ei. Și iar ni dau și iar ajung mai mult la ei. Cam asta e roata. Iar noi luăm ce cade pe la ciur. Și cade din ciur. Dumneavoastră a spus-o acum ca un economist. Dar în modul în care am spus-o eu și în fond și dumneavoastră acum prin ultimele cuvinte, de fapt, noi spunem lucrurile acestea simțind. Oare a simți este foarte trist. Să trăiești, să vezi și sigur că n-aș spune neapărat că ar fi vorba de noi, dar sunt foarte mulți oameni care sunt la limita existenței. Și acela majoritatea, este... părinte, aici e tragedia. Da. Majoritatea. Noi vorbim acum când spunem că în România e sărăcie, ne referim la majoritatea populației. Da. A dispărut clasa de mijloc. Clasa de mijloc este coloana vertebrală a unei economii de piață. Dar nu numai la noi. Și în alte țări cu un capitalism cu tradiție, care n-au cunoscut altă formă de organizare a vieții. Și la ei. Deci, ruptura între cei mulți și săraci și cei bogați și foarte bogați este din ce în ce mai mare. De asta doresc cei puțin, dispariția suveranității, dispariția statelor, dispariția tradițiilor, dispariția culturilor și o uniformizare totală, pentru ca ei să poată conduce mai ușor. Ce se atacă prima dată? Cultura, religia, cultura, știința, tradiții, adică să dispară. Iar biserica este, cred că, principalul pion care împiedică această globalizare. Pentru că biserica, prin natura ei, este o păstrătoare a învățământului. Unde au fost primele școli?
în biserică. Unde au fost primele ajutoare medicale? În biserică. Unde a fost tot ce vreți? Sfântul Vasile cel Mare, Sfinții Trei Ierarhi, și aici în Iași avem atâtea lucruri minunate, școala de la Trei Ierarhi și câte și mai câte. Da, într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră este îngrijorător. Este, dacă aș spune, chiar înspăimântător. Mai ales că acum se vorbește așa cu groază și probabil că ați auzit despre orașul de 15 minute. Orașul de 15 minute, adică să fim claustrați în niște spații în orașe, în așa fel încât, deplasându-ne 15 minute, să ne putem face strictele aprovizionări, să avem un spital, să avem 15 minute și orașele mari să fie împărțite în astfel de ghetouri, mi se pare îngrozitor. Și după câte am înțeles, China a început să practice, după câte am înțeles și la noi au fost alese deja unele orașe în care să se implementeze această idee. Este cu adevărat îngrozitor. Nu poți să gândești la libertate. Asta este o dovadă că omul nu mai contează. Da. Care este o greșeală fundamentală. Ținându-i strânși, ei devin foarte performanți, pentru că nu mai pot cheltui energii în afara sistemului. Tot ce poate cheltui într-un sistem pentru a produce pentru cineva, pentru aia foarte bogați. Deci lucrul se accentuează în acest mod de gândire. Nu se pierde energia, de fapt este un principiu, energia se transformă, nu se pierde, dar nu-i valabil totul pentru om. Se transformă omul și este, se translează. Se translează. Omul, una din principalele calități pe care, sau principalul lucru care era libertatea. Libertatea. Și nouă ni s-a spus de libertatea de circulație, de libertatea de gândire, de libertatea de liberă circulație a capitalurilor, de libertatea forței de muncă. Și tot așa, numai libertăți. Dar norma de reglementare vine cert. Faci așa, primești mâncarea. Nu faci, s-a dus mâncarea. De altfel, din acest punct de vedere, este îngrijorător, iarăși spun, pentru că noi observăm că ceea ce Sfânta Scriptură spune, că cel care nu va avea semnul fiarei nu va putea nici să vândă, nici să cumpere, nici să facă nimic. Oare acest semn, iată, vedeți, îl vedem în multe locuri deja, în multe lucruri, că încetul cu încetul se implementează și ni se impune. Și el este îngrijorător pentru că vine și cu forme care par atractive, cu forme care par, știu eu, de dorit, dar este totul o înșelătorie. Și drumul care ne duce unde? La barbarie, să știți. Asigur, pentru că nu ne dă altă cale nu există. Acum însă, distinse domnule, aș vrea să spun că în pofida acestui fapt personal am o încredere. Convingere. Am o încredere și nu s-ar putea să fim altfel noi creștinii, pentru că Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii liberi. Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii în așa fel încât, la un moment, dumneavoastră a spus că omul este un creator. Da, este un creator alături de Dumnezeu al lumii. Astăzi se creează încă lumea. Vorbeam într-o emisiune trecută tot cu dumneavoastră despre faptul că știința a dobândit astăzi trepte deosebite. Toate aceste trepte pe care știința astăzi le are peste 100 de ani, așa am spus în emisiunea trecută, peste 100 de ani cineva se va uita și va spune, ia uite, ăia din 2023 spuneau că au o tehnică avansată și vor zâmbi pentru noi.
Dar știința aceea care le va permite lor să zâmbească pentru noi este tot de la Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care o dăruiește și Dumnezeu este cel care, cu care înnobilează lumea. De aceea, în pofida faptului că există astfel de previziuni, eu am totuși o nădejde că Dumnezeu nu ne va lăsa. De altfel și în ceea ce privește elementele de credință. Și iată și tradițiile și toate acestea care vin ca și trăsături specifice, care vin ca, aș spune, pecete a fiecărui neam. Ele vor rămâne. De altfel se spune că la judecata de apoi, fiecare neam va fi judecat după seminția sau după neamul său. Fiecare va fi judecat cu neamul său. Și iată, faptul acesta îmi dă convingerea că Dumnezeu nu va face să dispară neamurile. Aici, vedeți, parcă ne gândim la ceea ce înseamnă globalizarea, care vine ca un tăvălug, care face să dispară totul și să fie doar ce ar vrea unii. Cred că lucrurile acestea nu se vor putea întâmpla. De altfel, după o catastrofă se poate întâmpla. După o catastrofă se termină lumea. E altceva. Da. E altceva. Este altceva. Dar în felul acesta, printr-o intervenție, am această convingere și această credință și trebuie să ne întărim. De altfel, despre biserică și despre credință, se spune, nici porțile iadului nu o vor birui. Porțile iadului sunt forțele cele mai puternice ale răului. Cele mai rele. Ale răului. Preacucenție, Părinte, am avut perioade în care omenirea a fost relativ fericită. Întotdeauna am avut război, am avut conflicte, am avut sfere de influență, dar ca acum niciodată. După dumneavoastră, va redeveni lumea, acea lume de bunăstare în care oamenii să fie liberi cu adevărat, să poată gândi ce doresc, să poată face ce știu ei mai bine și de ce nu să ne simțim bine împreună, pentru că omul este o ființă socială. Pentru că am uitat când am vorbit de biserică. Păi, biserica a fost și centru de cercetare de-a lungul întregii istorie a ei. Așa este. E o poveste cu Stibiu, cu să tot făceau experiențe, l-au aruncat, îl dădeau la într-o râpă și acolo purceii tot mâncau și tot se creșteau. Nu spun mai departe, vă spun la altă dată. Dar antimoniu sau Stibiu. Și atunci, după un post lung, cineva s-a gândit să dea și celor care au postit mai mult, așa, mai conștiincios, și din nefericire organismul lor n-a rezistat. Și de atunci, în loc de Stibiu, i-a spus antimoniu. Deci erau cercetări deosebite în diverse domenii. Deci peste tot, biserica a avut un rol excepțional de-a lungul istoriei. Și în momente de criză s-a reorganizat, s-a reorientat, a găsit soluții să meargă mai departe. Bine, soluțiile nu trebuie să le găsim, pentru că ne sunt date. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Nu ne rămâne decât să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca de acolo să scoatem, pentru că acest cuvânt este un izvor nesecat de binefaceri. Așa cum Dumnezeu este iubire desăvârșită, așa cum Dumnezeu este iubire nesfârșită, tot așa și acest izvor care izvorăște din Sfânta Scriptură, din învățătura Bisericii, are în ea, această învățătură, are în ea forța să ne refacă. Acum, sigur, dumneavoastră îmi cereți să spun ce va fi.
E greu. Oare cum glumind am să vă spun că uneori mi-au spus, ei părinte, zice, ceea ce spuneți dumneavoastră, zice, uite, că s-a petrecut în tocmai. Nu, și zice, aveți vedere înainte. Nu, chiar am refuzat totdeauna aceasta, n-am ferească Dumnezeu să mă cred om cu vedere înainte. Și atunci am spus că sunt om cu vedere înapoi. Dar vederea aceasta înapoi este vederea omului care... Mă uit înapoi ce am făcut bine ca să merg înainte. E vederea omului care are o experiență de viață. Da. Și o experiență de viață, aș spune, nu numai așa strict omenesc, ci printr-o legătură cu Dumnezeu. Și atunci când vezi lucrarea lui Dumnezeu în viața ta personală, atunci când vezi lucrarea lui Dumnezeu în viața celorlalți, pentru acest fapt îți trebuie o vedere deosebită. Nu toată lumea vede pentru că nu vrea să vadă. Voi glumi puțin. Un om era foarte preocupat și trebuia să se ducă undeva și se duce cu mașina și n-avea unde să parcheze. Era supărat că pierdea pur și simplu ceea ce trebuia să se petreacă acolo. Și, Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, ajută-mă. Și la un moment dat ies două mașini, el se duce, se așează cu mașina acolo și după ce a așezat mașina, iese și spune, știi ce, Doamne, nu te mai deranja, că am reușit singur. Părinte, vă mulțumesc în mod deosebit. Stimați telespectatori, am avut plăcerea ca în aceste zile de sărbătoare să-l avem ca invitat pe Mircea Stolero, preot paroh, care este un om cu bol har. Mulțumesc pentru soluția dată să ne reîntoarcem la tot ce a fost bun și să continuăm mai departe lăsând rău în dreptul nostru, dar ne reîntorcându-ne la el vreodată. Ce să vă doresc? Un Paște fericit, multă sănătate, că e mai bună decât toate, și trăiască România!